Delia Matache, una dintre cele mai iubite cântărețe ale României, a uimit pe toată lumea de Crăciun. În timp ce fanii dansează pe muzica ei, Delia își mișcă trupul perfect pe ritmurile lui Florin Salam. Iată filmarea care a făcut în conjurul internetului. Delia s-a distrat de minune pe muzica lui Salam și a ținut să împărtășească momentele cu fanii de pe Instagram. În doar câteva ore a strâns mii de aprecieri. Dacă până acum unii și alții bârfeau pe la colțuri că Florin Salam are probleme de sănătate, se pare că manelistul e bine mersi și face ce știe mai bine. Cu toate acestea, regele muzicii de petrecere a urmat un tratament, după cum a declarat cu câteva luni în urmă fiul său, Dani Stoian. Dar totul s-a terminat cu bine. 2021 a fost un an special pentru Salam, mai ales că acesta s-a unit în fața lui Dumnezeu cu mama copiilor lui, Roxana Dobre. Cei doi au ales ca ceremonia să fie una discretă, departe de ochii curioșilor. Aha!